Îl invit în fața dumneavoastră pe unul dintre cei mai activi membri al Mișcării Populare Antimafie. Împreună cu el am cutrezat satele și orașele Republicii Moldova. Și am adus cuvântul antimafie de la om la om și în fiecare casă. Eugen Țigănaș. Bună ziua, stimați invitați, delegați. Vorbesc astăzi cu mândrie de la această tribună, care în scurt timp se va afla în Parlament, datorită acestei echipe frumoase, datorită sprijinului și încrederii dumneavoastră. Parcurg o cale grea și anivoioasă, dar o fac cu multă satisfacție, datorită unei fraze spuse de domnul Mocanu: depășirea propriei condiții în fiecare zi. Această frază, repetată zi de zi, m-a făcut să mă simt mai puternic și mai încrezut în mine. Aceasta trebuie să se întâmple cu fiecare dintre noi. Să fim stăpâni pe soarta noastră, să ridicăm ochii de la pământ și numai așa vom fi deasupra lor. Vom fi demni de viața pe care o trăim, vom avea ce să le lăsăm copiilor noștri, ca ulterior ei să fie mândri de noi. Astăzi aici, în această sală, se decide soarta Republicii Moldova pentru următorii ani. Aici se va decide cât de liberi vom fi într-o a alege, cât de fericiți vom fi după alegeri și cât de corect vom fi judecați apoi. Astăzi, aici, noi decidem soarta acelor peste 1 milion de cetățeni care au fost forțați să plece peste hotare. Noi decidem soarta acelor 17% din populație care trăiesc sub limita de existență. Noi decidem soarta bătrânilor care, ca printr-o minune, pot supraviețui cu o pensie mizeră. În timp ce ăștia de la guvernare trâmbițează nimicuri în fiecare zi și au devenit multimilionari, noi, Mișcarea Populară Antimafie, punem umărul la schimbarea la fața țării noastre. Noi avem doar o singură șansă. Această șansă este Mișcarea Populară Antimafie, care este dictată de faptul că noi toți, stimați concetățeni, toți, absolut, nu ne împăcăm cu casta asta politico-mafiotă și cancerigenă instalată la putere, ce a umilit și a pus în genunchi o țară întreagă. Noi nu avem voie să-i mai tolerăm nicio zi, nicio clipă. Fiecare zi guvernată de ei lasă Republica Moldova fără zeci de oameni care pleacă peste hotare și sunt activi și plătesc impozite în alte țări. Deja copiii noștri se nasc în Europa, se nasc peste hotare și vin în Republica Moldova doar ca să-și vadă bunii și vorbesc în limbi diferite. Oameni buni, vorbesc în limbi diferite. Noi avem doar o singură șansă. Această șansă este Mișcarea Populară Antimafie. La sfârșit închei cu o notă mai pozitivă. Nimic nu sună la ora actuală mai frumos și mai tare decât jos mafia!